Mă bucur să fim împreună. Vă doresc să aveți un timp bun cu noi. Vă salut pe cei care sunteți prima dată. Vă doresc să vă simțiți bine aici și să fie cuvântul din dimineața aceasta viu și lucrător pentru voi, să vă facă bine, să vă ajute, să producă vindecare, să producă ceea ce aveți nevoie fiecare. Lucrul ăsta mi-l doresc și mie și pentru mine este acest cuvânt și eu am nevoie de Dumnezeu, toți avem nevoie. Ce este important de știut este că Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia, este cel mai tare manual de psihologie care există. Cele mai bune noțiuni, cele mai tari principii pe care acum psihologii se chinuie să le descopere, ele se află în Biblie scrise cu mii de ani în urmă. Doar că e important să ținem cont de ele. Uneori sunt lucruri confortabile, sunt lucruri drăguțe, plăcute, calde, care ne fac să ne simțim grozav. Dar unele lucruri ne provoacă. Unele lucruri ne scot din zona de confort și ne pun într-o zonă în care trebuie să ieșim din ceea ce știam până atunci, din ceea ce era confortabil până atunci. Asta înseamnă să te duci mai departe. Înseamnă să ieși din zona de confort și să pășești într-o zonă în care, în mod normal, n-ai alege să mergi. Dar știi că este spre binele tău. Și astăzi avem un pasaj din Biblie, dar înainte am scris câteva noțiuni în legătură cu trauma. Sunt convinsă că cei mai mulți dintre dumneavoastră deja știți multe lucruri despre traumă. Probabil că ați citit în diferite articole sau cărți sau ați văzut diferite filmări. Doar fugitiv aș vrea să citesc câteva lucruri. Deci trauma produce frică, furie, anxietate și iritabilitate, produce sentimente de disperare și deznădejde. Lumea ordonată este pierdută și devine imprevizibilă. Apar răspunsuri neplanificate de tipul luptă sau fugi. Până să apară trauma, de obicei ne simțim confortabil pentru că lucrurile sunt sub control și ne simțim în siguranță. Când apare trauma, totul se dă peste cap. Dintr-o dată nu-ți mai găsești repere, nu mai știi cine ești, nu mai știi care e locul tău pe lumea asta, cauți un loc de siguranță și el pare să nu fie nicăieri. Asta înseamnă traumă, înseamnă să trăiești ceva ce trece dincolo de puterile tale, ceva ce nu poți să controlezi. Și oamenii din Biblie, pe care îi găsim în Biblie, au trecut și ei prin traume, dar vestea bună este că le-au întâlnit pe Dumnezeu în trauma lor, și au reușit împreună cu Dumnezeu să facă lucruri mari, să iasă din împietrirea inimii și să experimenteze noul. Au avut curaj datorită întâlnirii cu Dumnezeu să facă lucruri care în mod normal nu le-ar fi făcut. Și mă bucur în dimineața asta să putem explora acest subiect care este profund și în același timp foarte necesar pentru fiecare. Un element important este efortul continuu de a învinge aceste sentimente negative, de a depăși furia, frica și frustrarea care izbucnesc în moduri neașteptate și de a cultiva o perspectivă plină de speranță pentru viitor. Când ești în traumă, ai senzația că niciodată nu mai vei fi același, că niciodată nu-ți mai poți găsi liniștea sau siguranța sau încrederea. Ți se pare că s-a năruit ceva care niciodată nu va mai fi reclădit. Din fericire, vin și vremuri mai bune. Dar e important să știm că pentru vremurile alea mai bune, noi avem partea noastră de făcut. Dumnezeu își face partea Lui, ne-a înzestrat cu capacitate de a trece prin traumă, dar și noi avem partea noastră. Și acum aș vrea să citesc un pasaj din Geneza 16, de la 1 la 15. Este vorba de patriarhul Avram și de o perioadă din viața lui, o bucată din viața lui. Probabil că cei mai mulți dintre voi deja cunoașteți acest pasaj, ceilalți îl vom urmări acum împreună. Sarai însă, femeia lui Avram, nu-i năștea, dar avea o slujnică egipteancă, al cărei nume era Agar. Atunci a zis Sarai către Avram: iată, m-a închis Domnul ca să nu nasc. Intră dar la slujnica mea.
poate vei dobândi copii de la ea. Și a ascultat Avram vorba Sarei. A luat deci Sarai, femeia lui Avram, pe Agar, egipteanca, slușnica sa, la 10 ani după venirea lui Avram în pământul Canaan și a dat-o de femeie lui Avram, bărbatul său. Și a intrat acesta la Agar și a zămislit. Și văzând că a zămislit, ea a început a o disprețui pe stăpâna sa. Atunci a zis Sarai către Avram, nedreptate mi se face de către tine. Eu ți-am dat pe slușnica mea la sân, iar ea, văzând că a zămislit, a început să mă disprețuiască. Dumnezeu să judece între mine și între tine. Iar Avram a zis către Sarai, iată, slușnica ta e în mâinile tale, fă cu ea ce-ți place. Și Sarai a necăjit-o și a fugit de la fața ei. Și a găsit-o îngerul Domnului la un izvor de apă în pustiu, la izvorul de lângă calea ce duce spre Șur. Și ea i-a zis Domnului, Agar, slușnica, Sarai, de unde vii și unde te duci? Iar ea a răspuns, fug de la fața Sarai, stăpâna mea. Și îngerul Domnului i-a zis iarăși, întoarce-te la stăpâna ta și te supune sub mâna ei. Apoi ea, mai zis îngerul Domnului, voi înmulți pe urmașii tăi foarte tare, încât nu se vor putea număra din pricina mulțimii. Iată, tu ești însărcinată, îi zice îngerul Domnului, și vei naște un fiu și îi vei pune numele Ismael, pentru că a auzit Domnul suferința ta. Acela va fi ca un asin sălbatic între oameni. Mâinile lui vor fi asupra tuturor și mâinile tuturor asupra lui, dar el va sta dârz în fața tuturor fraților lui. Și a numit Agar pe Domnul, cel ce-i grăise, cu numele acesta, Ata El Roi, care se tâlcuiește, tu ești Dumnezeu atotvăzător. Căci, zicea ea, n-am văzut eu oare în față pe cel ce m-a văzut? De aceea se numește fântâna aceasta, Ber Lahai Roi, care se tâlcuiește, izvorul celui viu care m-a văzut și se află între Cades și Bared. După aceea a născut Agar lui Avram un fiu și Avram a pus fiului său pe care el născuse Agar numele Ismael. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Telenovelele sunt nimic față de ceea ce găsim în Biblie. Da, deci vedem aici un triunghi dramatic, îl vedem pe Avram, pe Sara și pe Agar. Fiecare joacă câte un rol în triunghiul ăsta dramatic și rolurile se modifică între ele. Odată e unul salvator, unul agresor, unul este victima și tot se schimbă rolurile astea, fiecare schimbă rolurile în funcție de dinamica acțiunii. Și este foarte interesant cum fiecare dintre ei își duce trauma și răspunde la traumă în felul lui personal. Știm că la vremea aceea, asta se întâmpla cu mii de ani în urmă, știm că la vremea aceea a avea copii însemna sensul vieții pe pământ, adică nici nu se concepea altceva. Pentru Sara și Avram, faptul că ei îmbătrâneau și nu aveau copii, deși la vremea aia era probabil cel mai bogat om din lume, Avram, și avea cirezi și vaci și de toate, deci era deosebit de bogat, în altă parte vorbește Biblia despre bogăția lui, și cu toate acestea, el nu avea niciun copil, n-avea la cine să lase toată averea aia. Plus, pe lângă asta, Dumnezeu îi făcuse o promisiune și a spus așa, tu vei avea un copil și copilul tău, din tine va ieși un copil care va avea un popor mare și eu mă voi slăvi prin poporul acesta și lumea întreagă mă va cunoaște prin acest popor care iese din tine. Și noi știm că Avram este numit în Biblie tatăl credinței, da? Deci el a fost cel care a fost ales de Dumnezeu datorită credinței lui să aibă un moștenitor și din el să iasă poporul Israel, din care mai târziu avea să iasă Iisus.
care să fie mântuitorul tuturor. Noi îl cinstim pe Iisus, nașterea lui la Paști, la Crăciun celebrăm faptul că Iisus Hristos a murit și a înviat din morți, da? Deci și pentru noi, Iisus care se naște din Avram, este mântuitorul și este cel care se află în centrul creștinismului, adică a religiei pe care poporul român o are. De asta este foarte important Avram, pentru că din el avea să se nască mai târziu mântuitorul lumii, adică Iisus Hristos. Și îl avem aici pe Avram și pe Sara. Ei îmbătrâneau și îmbătrâneau și îmbătrâneau și aici aveau undeva în jur de 80 de ani și nu se naște copilul pe care îl așteptau. Și așteaptă, promisiunea o aveau, dar nu vine copilul. Și amândoi trăiau într-o tensiune și într-o traumă, pentru că la vremea aceea, pentru ca o comunitate să rămână în viață și să se poată extinde, era strict necesar să fie copii. Sensul vieții unei femei la vremea aia, singurul, era să aducă pe lume copii. Și culmea era că exact ei, aleși de Dumnezeu, n-aveau copii. Și asta însemna că toată averea lor trebuia să rămână la robul cel mai în vârstă pe care îl aveau. Și atunci ar fi însemnat că dacă mureau fără copii, rămânea totul la robul respectiv. Și acum, legat de Dumnezeu, este un lucru foarte interesant, asta apropo și de traumă. Și anume, noi oamenii nu avem problemă să credem în Dumnezeu. Toată lumea și ateii cred într-un fel, în felul lor acolo. Problema nu este să credem în Dumnezeu. Problema este să credem într-un Dumnezeu pe care nu-L putem controla. Aici toți avem o problemă. Tare ne-ar place să-L putem controla. Voi v-ați dorit vreodată lucrul ăsta? Voi v-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Ce puteți face ca să obțineți ce vă doriți de la Dumnezeu? Toată lumea s-a gândit la asta. De asta și există atâtea mii de variante pe care dacă le îndeplinim, obținem lucru dorit. Ați citit, de exemplu, pe Facebook, spune rugăciunea asta de 3 ori, de 7 ori, de 10 ori și vei primi nu știu ce. Deci le-am tot blocat chestiile astea, dar într-o vreme tot veneau nu știu de unde, fă nu știu ce lucru de nu știu câte ori și ți se îndeplinește dorința cu tare. Roagă-te la măicuța nu știu care, roagă-te la sfântul nu știu care, de 3 ori, de 7 ori, de 5 ori, de nu știu câte ori și ți se îndeplinește dorința aia. Sau fă mătănile alea, fă postul ăla, ține lucrul ăla și ți se îndeplinește lucrul respectiv. Ați auzit așa ceva? Da, poporul român e specialist la așa ceva. Are pentru orice o soluție, cu ghilimele, bineînțeles. Cum să obții un anumit lucru și să-L bagi pe Dumnezeu în ecuația asta ca să fii sigur că ți iese. Ca și când Dumnezeu e un tonomat, bagi moneda pe o parte, iese cafeaua pe cealaltă. Nu există. Da? Și l-avem aici pe Avram și pe Sara, care n-aveau copii. Și Sara, pentru că este specific cu femeilor, se gândește ea, trebuie să am eu o variantă. trebuie să-mi vină mie o idee, trebuie să rezolv eu treaba asta. Trebuie să-L ajut eu pe Dumnezeu. Cineva de om material îi se luase un interviu, care e cea mai mare defect al femeilor. Și el spunea așa, cel mai mare defect al femeilor este că vor să te ajute cu sila. Și dacă tu nu vrei, trebuie să te ajute ele, neapărat. Da? Și atunci, exact asta e ideea Sarei, îmi vine mie o idee. Uite, eu am o roabă. Deci, Avram, tu poți să intri la roaba mea, uite, ți-o dau, și prin ea să ai copii. Aici intervine firea umană, care n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Și anume, trebuie să rezolvăm noi artificial lucrurile. Și aici intervin drogurile. Rezolvăm problema artificial, adică facem așa un salt
și ne simțim dintr-o dată stăpâni pe situație, bine relaxați, avem noi tot felul de variante prin care rezolvăm o problemă, iar dacă suntem anxioși, ne luăm doza de drog ca să ne simțim bine. Și fiecare om are creativitatea lui cum să-și rezolve problemele. Fiecare om are felul lui de a încerca să-l manipuleze pe Dumnezeu ca să-și obțină lucrurile pe care și le dorește. Acum gândiți-vă că Sara nu dorea un lucru rău, adică nu dorea să facă rău cuiva, nu dorea să distrugă pe nimeni, nu dorea să pățească nimeni ceva rău. Ea dorea un lucru bun, adică Avram să aibă un copil, pentru că el avea deja o promisiune de la Dumnezeu. Deci trebuia ajuta Dumnezeu ca promisiunea aia să ia ființă. Da? Și atunci preia controlul. În momentul în care noi ca oameni venim cu înțelepciunea noastră umană să rezolvăm un deficit pe care îl avem, în momentul ăla intrăm în dramă, intrăm în triunghiul dramatic, intrăm în rolul de salvator pe care nu ni l-a dat nimeni, ni-l facem singuri datorită anxietății, datorită depresiei, datorită stărilor pe care le avem. Venim cu idei ca să rezolvăm problema. Și atunci, Sara i-a venit o idee. Eu o am pe această slujnică, pe Agar. Cum ar fi să intri la ea? Și aici vedem trauma Sarei. Ea suferea pentru că nu avea copii și ea spune așa. Atunci a zis Sarai către Avram, iată, m-a închis Domnul ca să nu nasc. Dumnezeu n-avea scopul să nu nască ea. Dar în momentul în care ești în traumă, consider că Dumnezeu însuși e împotriva ta. Consider că Dumnezeu însuși nu te aude, nu te vede, nu te ia în seamă, deci trebuie să ții viața în mâna ta și să rezolvi tu singur anumite lucruri. Și în momentul ăla se gândește la o soluție. Și acum gândiți-vă ce strategii încercăm noi ca oameni să-L ajutăm pe Dumnezeu. Pentru că fiecare om e cu creativitatea lui, fiecare om e cu ideea lui, dar toți încercăm să-L manipulăm cumva pe Dumnezeu sau să-I forțăm mâna cumva ca să obținem anumite lucruri. Când se întâmplă așa ceva, niciodată nu iese bine. Atunci a zis Sarai către Avram, iată m-a închis Domnul ca să nu nasc. Nu e adevărat. Ca urmare că ea va naște la un moment dat. Dar era nevoie de o atitudine pe care Dumnezeu o aștepta. Și anume, abandonul de sine. Să fie Dumnezeu mai important decât orice altceva, chiar decât un copil. Să fie Dumnezeu pentru tine mai important decât împlinirea lucrului respectiv. Când lucrul ăsta se va fi întâmplat, atunci copilul poate veni. Acum eu mă aduc aminte, Dan și cu mine cunoaște mai multe femei, nu una, nu două, nu trei, nu patru, cunosc destule, care și-au dorit foarte tare să aibă copii și nu aveau. La un moment dat, după luptă continuă și asiduă și tot felul de tratamente, după aia ce-au zis? Adoptăm copii. Gata, renunțăm la toată lupta. În momentul în care au adoptat copii, ce s-a întâmplat? Au rămas însărcinate și au născut copiilor. De ce? Că n-a mai existat încrâncenarea asta, eu trebuie neapărat să am. În momentul în care au zis, gata, acum ne relaxăm, avem copii adoptați, ne putem găsi bucuria în copii ăștia, în momentul ăla s-a creat un spațiu prin relaxare odihnă în care acel copil al lor a putut veni. Acum Sara este într-o încordare și ea vine cu o soluție și anume ca Avram să aibă copilul prin roaba ei. Este interesant aici. Aici află un principiu care nu este doar în creștinism. Este foarte tare accentuat în budism, de exemplu, și anume abandonarea de sine. Deci oameni, tot felul de guru și tot felul de oameni mari în ce privește dezvoltarea personală și spiritualitatea și chestii de genul ăsta, vin acum cu o teorie care, bineînțeles, în Biblie se regăsește de multe ori și anume
abandonează. Nu ține împotriva unui lucru. Lasă să curgă. Când lași să curgă lucrurile și nu te mai împotrivești unui lucru, atunci se va întâmpla să vină lucrul ăla în mod natural, fără să forțezi tu și fără să te chinui tu. Și asta este minunat. Când un om se lasă în mâna lui Dumnezeu și nu mai luptă din puterile lui să obțină ceva, atunci se deschide drumul ca lucrul ăla să poată veni. Ne aducem aminte că am vorbit altă dată despre Lazar, care era bolnav, și Marta și Maria, surorile lui, trimit vorbă ca să vină Iisus să vindece pe prietenul lui, adică pe Lazar. Și Iisus întârzie și vine după ce Lazar murise și era mort deja de 4 zile. Acum, nu putea Iisus să vină de la început? Ba da. Dar intenționat, unele lucruri sunt lăsate așa până ne învățăm lecția. Și când ne-am învățat lecția, atunci eliberăm calea ca ceea ce este bun în viața noastră să poată veni. Exact asta s-a întâmplat și cu Avram și cu Sara. La un moment dat, ei vor avea copilul lor, dar vor fi ajuns deja la vremea aia destul de bătrâni încât în mod natural să nu mai poată face copii. Și asta este măreția lui Dumnezeu, că face lucruri acolo unde omenește de multe ori nu se mai poate face nimic. Dumnezeul nostru este Dumnezeu care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Trupul lui Avram și Sara, când ei vor avea copilul, trupurile lor, din punct de vedere al procreierii, va fi mort, nu mai pot. Dar atunci vine Dumnezeu și face o minune. Și atunci se întâmplă miracole, când e atitudinea omului cea mai potrivită. Adică, Doamne, lasă asta în mâna Ta. Mă predau Ție, îți dăruiesc Ție ambiția mea și las ca totul să curgă. Și când va fi vremea Ta, când știi Tu că este momentul potrivit, atunci să fie. Dar nu mai bat eu cu pumnul în masă să spun că este atunci când știu eu. Las lucrurile să curgă, conform cu ceea ce este în planul Tău pentru mine. Bun, mergem mai departe. Deci atunci a zis Sarai către Avram: iată, m-a închis Domnul ca să nu nasc. Niciodată nu închide Domnul să nu nască cineva. Deci când lucrul ăsta se întâmplă, sunt alte lucruri care sunt acolo. Dar nu că și-ar fi dorit Dumnezeu ca ea să nu nască, nici vorbă. Nu-și dorește Dumnezeu ca oamenii să experimenteze lipsa niciodată, sau să aibă tot felul de suferințe sau tot felul de frustrări, de supărări, nu. Dar sunt tot felul de factori care intervin. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate da lucrurile la o parte, dar e important să înțelegem un principiu, și anume, lasă lucrurile să curgă. Nu te împotrivi, nu ține cu orice preț de ambiția ta, ci lasă lucrurile să curgă potrivit cu ceea ce Dumnezeu știe cel mai bine. Atunci a zis Sarai către Avram: iată, m-a închis Domnul ca să nu nasc, intră dar la slujnica mea, poate vei dobândi copii de la ea. Și a ascultat Avram vorba Sarai. A luat deci Sarai, femeia lui Avram, pe Agar, egipteanca, slujnica sa, la 10 ani după venirea lui Avram în pământul Canaan, și a dat-o de femeie lui Avram, bărbatul său. Și a intrat acesta la Agar și a zămislit. Și văzând că a zămislit, ea a început a disprețui pe stăpâna sa. Wow, ce chestie! Cum vorba aia dă săracului bani pe mână și face praf? Cam așa s-a întâmplat aici. Adică ea era slujnică, bineînțeles că la rândul ei avea și ea traumele ei. Ea a fost luată din Egipt și dată lui Sarai ca slujnică, fără să o întrebe cineva dacă ea își dorește lucrul ăsta. A fost luată din neamul ei, a fost luată din țara ei, a fost luată din viața ei obișnuită pe care o avea la vremea aia, avea și a visele ei, avea și a planurile ei, își dorea și anumite lucruri pentru viață și a fost pur și simplu smulsă de acolo și dată Sarei. Acum să nu credeți că această femeie n-avea și a frustrările ei, cu vârf și îndesale avea. În momentul în care i s-a dat posibilitatea să meargă la alt statut și să aibă un alt statut în familie, pentru că acum urma să nască pe fiul stăpânului ei, ea ce face? Dintr-o dată devine arogantă și devine mândră
față de Sarai. Wow! Ăsta e un mod prin care victimele, dacă le pui într-o poziție bună, se sabotează singure. Întotdeauna își taie craca de sub picioare. De săptămâna asta am avut un client la cabinet, lucrăm de ceva vreme împreună, mă uitam la el, un om de 52 de ani, un om simplu, de la țară, dar deosebit de inteligent, deosebit de muncitor, de harnic, de capabil. El lucrează pe vapor și comandantul îi spunea, vorbea despre el cu alții și spunea, mă, omul ăsta gândește mai mult decât noi toți la un loc de pe vaporul ăsta. Deci un om deosebit de înțelept, un om inteligent, un om capabil, crescut fără tată, care, bineînțeles, odată ajuns pe vapor, exact ca și Agar, începe el să facă ordine acolo și să spună inclusiv comandantului ce e bine și ce nu-i bine. Și face el acolo tot felul de lucruri. Până când, evident, își pierde în câte o companie după altă companie locul. Și chiar dacă la un moment dat lucra ca ofițer, acum nu mai găsește nici subofițer loc pe vapor, pentru că mereu din companie în companie el și-a pierdut jobul. Și mă uitam la el, acum având 52 de ani, căuta din companie în companie să primească undeva un loc, chiar dacă nu era foarte bine plătit sau pe poziția pe care el ar fi putut să meargă, și nu găsea. Și încă n-a găsit. Și mă uitam la el exact ca și Agar. În momentul în care el a avut o poziție bună și a fost ca ofițer în două companii, a avut grijă să se saboteze singur de fiecare dată. Și acum le-am întrebat, pentru că deja are o istorie în ce privește navigația, le-am întrebat, ce regrezi tu acum, uitându-te în urmă așa, când ai fi putut să faci altfel și cum ai făcut atunci și cum ai face acum? Și a zis, acum mi-aș vedea de treabă. Asta era cuvântul. Acum mi-aș vedea de treabă. Și acum n-aș mai considera că trebuie să spun eu altora ce și cum, ci mi-aș vedea de bucățica mea și aș ști să-mi fac treaba mea foarte bine, așa cum și știu de altfel. Dar foarte mulți oameni își sabotează viața, nu pentru că n-au calități, nu pentru că nu sunt inteligenți, nu pentru că n-au făcut școală, ci pentru că există ceva în planul lor emoțional și nu pot să ducă. Emoțional nu pot să ducă. În momentul în care se văd într-o poziție bună, încep să se saboteze sistematic până când pierd toate avantajele. Și când ajungi la o vârstă la care nu mai este atât de ușor să găsești un loc de muncă, când e vorba de așa ceva, îți dai seama ce greșeli ai făcut. Și îți dai seama că copilul ăla din tine, lăsat orfan de tatălui care a plecat și i-a părăsit, acel copil și astăzi preia controlul asupra adultului și începe să se facă auzit. Dacă atunci când era copil nu l-a auzit nimeni, dacă atunci când era copil a fost bătut, dacă atunci când a fost copil n-a putut vorbi și n-a putut să spună ce simte, acum este adult și se comportă exact la fel. Și îmi spunea, când eram copil, mereu eram bătut de mama. Pentru că, cum se întâmplă de multe ori, când mama rămâne singură cu copiii, consideră că trebuie să fie ea și tată și mamă și să le facă ea pe toate și devine dură și devine foarte exigentă. Exact așa a fost mama lui. Și acum acel copil din el începe să se revolte față de oamenii pe care îi are la îndemână, adică cei de pe vas, comandantul și ofițerul și cine mai sunt pe acolo. Și copilul ăla din el preia controlul. Exact asta vedem și la Agar. Avea posibilitatea de a fi bine văzută dacă își vedea de treaba ei, rămânea în sfera ei. Dar ea a considerat că este momentul să se ridice dacă tot are acest avantaj. Și acum vine dezamăgirea. Pentru că ea considera că are spatele asigurat, că era copilul lui Avram. Și ce face Avram? Asta e tipic masculin. Dacă înainte am zis tipic feminin, acum este tipic masculin. Ce face Avram? Se spală pe mâini. Și aia, fă ce-ți place. Ăla era un moment în care Avram, pentru că și el are traumele lui,
ar fi trebuit să spună, măi femeilor, băgați-vă mințile în cap fiecare și fiecare cu treaba ei. Dacă, Sarai, tu ai vrut un copil să fie prin Agar, acum este. Fiecare în pătratul ei. Dar nu merge. Pentru că Avram la rândul lui avea frustrările lui. Și el a zis, știi ceva? Eu nu mă bag. Câți dintre voi ați avut tați care nu s-au băgat? Toată lumea. Toată lumea. Cei mai mulți. Cei mai mulți oameni am avut tata ca un dulap așezat undeva acolo, fără nicio opinie, fără nicio implicare, fără nicio treabă. Și a văzut acolo de meciul lui, berea lui, prietenii lui, în cel mai fericit caz, dacă nu era și cu scandal. Depinde de caz. Pentru că, din păcate, asta e trauma lui Avram. El nu se bagă. Păi e familia ta. Dacă în familia ta nu te bagi, unde să te bagi? Dacă în casa ta nu te bagi, unde să te bagi? Tu ești capul familiei. Tu ești bărbatul care le reprezintă pe Dumnezeu în familie. Tu n-ai nicio opinie și când îți cere să intri la Agar, tu nu zici nimic, te duci pur și simplu ca măgarul înainte și intri unde ți se arată că ți se deschide ușa, dar tu nu stai să judeci. Și acum, fă-i ce-ți place, adică eu m-am spălat pe mâini, fiecare face ce vrea aici. Nu. Cei care sunteți bărbați, nu. Așa, nu. Așa, nu. Deci, ăsta e tipologia bărbatului traumatizat. El nu se bagă. Ca să îi fie viața mai ușoară. Nu. Așa, nu. Deci, în momentul în care el a intrat la Agar și a rămas însărcinată, el a făcut lucrul ăsta în neascultare de Dumnezeu. În ascultare de Sara, dar în neascultare de Dumnezeu. Și atunci întrebarea este, noi ascultăm de Dumnezeu sau de oameni? Pentru că el a încălcat în momentul ăla principiile lăsate de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, îți voi da într-adevăr un fiu. Dar îl avea cu soția lui, nu îl avea cu femeile de nu știu unde și nu știu care. Ceea ce s-a întâmplat de la vremea hotărâtă de Dumnezeu, nu când vroia Sara să fie. Deci aici sunt niște principii foarte importante. Când noi le încălcăm, întotdeauna există repercursiuni. Astea nu le mai poți alege. Și nu pentru că Dumnezeu și-a dorit așa, ci pentru că ele vin ca niște urmări al lucrurilor care s-au întâmplat datorită nouă. Deci, spune așa, da? Deci eram aici. A luat deci Sarai, femeia lui Avram, pe Agar egiptean, ca slușnica sa, la 10 ani după venirea lui Avram, asta mai citit, în pământul Canaan, și a dat-o de femeie lui Avram, bărbatul său. Și a intrat acesta la Agar și i-a zămislit. Și văzând că a zămislit, ea a început a disprețui pe stăpâna sa. Adică dacă înainte era victimă, acum devine abuzator. Acum, de asta spun că rolurile mereu se schimbă. Devine ea abuzator. Atunci a zis Sarai către Avram, nedreptate mi se face de către tine. Acum, Avram a făcut multe, dar aici chiar nu văd care e nedreptatea lui. Pentru că n-a fost el cel care a pus-o pe Agar, acum ceartă-te cu Sarai, nu, el aici chiar. Dar, alt lucru important vis-a-vis de traumă, pui vina pe cel care n-are vină. Adică, care îți pică primul în cale, ăla-i vinovat, pe ăla pică. Vi s-a întâmplat să aveți o ceartă zdravănă la muncă și să vă răzbunați pe copii când ajungeți acasă? Vi s-a întâmplat să pice pe ăla mai nevinovat și mai mic și mai slab care ți-a ieșit în cale pentru că a făcut el ceva atâta și dintr-o dată tu ai făcut din mic mare, din țânțar armăsar și a picat pe el? Da? În psihologie se numește mecanismul ăsta transfer, da? Adică emoțiile pe care le avem față de o persoană le transferăm față de o altă persoană. În momentul ăla, Sara și-a dat seama ce prostie a făcut, dar fapta era consumată și atunci îl incriminează pe Avram și spune, nedreptate mi se face de către tine. Era culmea să-și asume. Normal că vina e a celuilalt. Da? Tipicul omului traumatizat, vina e a celuilalt.
Spune așa, nedreptate mi se face de către tine, eu ți-am dat pe slujnica mea la sân, nu ți-a cerut nimeni, iar ea, văzând că a zămislit, a început să mă disprețuiască, Dumnezeu să judece între mine și între tine. Adică îl băgăm și pe Dumnezeu acum în toată treaba asta, ca să fie totul, să fie și frișca de pe tort. Adică cuvintele ei să aibă greutate și mai mare și să manipuleze, pentru că asta era ideea, să manipuleze, îl bagă și pe Dumnezeu, ca în felul ăsta să aibă impact. Dumnezeu să judece între mine și între tine. Iar Avram a zis către Sara, iată slujnica ta e în mâinile tale, fă cu ea ce-ți place. Adică unei femei invidioase să-i spui lucrul ăsta, parcă nu o să iasă bine toată povestea. Fă cu ea ceea ce-ți place. Și Sarai a necăjit-o și ea a fugit de la fața ei. Cum o fi necăjit-o, nu știm, dar, repet, femeia e creativă, are o grămadă de variante cum să o facă pe cealaltă să se simtă prost, respinsă și umilită și cu siguranță a folosit multe strategii pentru asta și ea a fugit de la fața ei. Acum, cine e victima? Dacă înainte era abuzator, Agar acum devine victimă, pentru că mereu se schimbă aceste lucruri. Și Agar fuge. Nici Agar nu-și asumă. Nici ea nu zice, femeie, tu ești stăpâna, eu sunt sluga, îmi cer iertare că mi-am permis să mă consider deasupra ta, iartă-mă. Nu. Fuge. Altă caracteristică a celui traumatizat. Fuge. Doamne, de câte ori ne-am fi dorit și noi dacă aveam unde să fugim? Ți-ai adus aminte? M-aduc aminte când am intrat în starea de urgență. Și toți eram blocați în casă. Când ești o fire activă, să stai blocat în casă, e chinul de pe lume. Și mă gândeam, unde să fug? Unde? Că peste tot e aceeași situație, n-aveai unde să fugi. Dar așa m-aș fi dus undeva și să mă întorc după ce trece toată nebunia. Și mă gândeam, măcar dacă aș putea dormi și să mă trezesc. Deci, ideea este că vrei să fugi, vrei să scapi. Omul care este traumatizat, singurul lucru la care se gândește este unde să fug. Vă aduceți aminte când erați copii de câte ori v-ați dorit să fugiți? Undeva. Toți ne-am dorit să fugim. Fiecare și-a dorit să fugă undeva să scape. Să scape de tata, de mama, de tot neamul. Și să te vezi scăpat undeva. Să tot fugi și să fie un loc de siguranță undeva. Toți ne dorim lucrul ăsta. Da? Toți ne-am dorit. Sau ne dorim câteodată. Da? Adică sunt ce trăiesc oamenii ăștia de aici, din Biblie. Am trăit toți sau trăim toți câteodată. Deci nu este nimic neobișnuit. Sunt lucruri tipic umane. Pentru că și ei erau personaje umane ca și noi. Și ea a fugit de la fața ei și a găsit-o îngerul Domnului la un izvor de apă în pustiu, la izvorul de lângă calea ce duce spre Șur și a zis Domnul, Agar, slujnica Sarai, de unde vii și unde te duci? Cel mai frumos lucru din povestea asta este că Sarai nu era singură. A găsit-o Dumnezeu. Când ești cel mai traumatizat, când ești cel mai singur, când te simți cel mai alungat din lumea asta, când simți că pe lumea asta nu mai există loc pentru tine, că fiecare om te-a respins, că fiecare om are ceva cu tine, veste bună. Dumnezeu nu are astfel de lucru cu tine. Dimpotrivă, Dumnezeu te caută. Chiar în momente de genul ăsta, Dumnezeu te caută. Și nu există om pe pământ să fie ajuns în traumă, să fi strigat la Dumnezeu și Dumnezeu să nu vină la el. Printr-un om, printr-o carte, printr-un mesaj, printr-o întâmplare, printr-un vis, prin nenumărate ocazii, faptul că tu ești aici astăzi este pentru că Îngerul lui Dumnezeu ți-a vorbit. Altfel n-ai fi fost aici. Ești aici pentru că Îngerul lui Dumnezeu te-a chemat. Nu te-a chemat Maria Boldea. Nu. Sau Dan Boldea sau Corina. Sau... Nu. Dacă ești aici, este pentru că te-a chemat Dumnezeu. Pentru că a vrut să-ți spună ceva.
acest mesager, acest înger al Domnului a vorbit. Deci a avut un mesaj. Când Dumnezeu vine, Dumnezeu vorbește. Nu toți oamenii îl ascultă, nu toți oamenii aud. Sunt oameni cu urechile închise, care nu aud. Dar Dumnezeu întotdeauna a vorbit. A vorbit prin profeți, a vorbit prin Biblie, a vorbit prin Fiul Său, a vorbit prin mesagerii Lui, a vorbit prin tot felul de întâmplări, situații. De-a lungul timpului, întotdeauna Dumnezeu a vorbit. Că oamenii iau seama sau nu, asta e altă poveste. Dar din totdeauna Dumnezeu a vorbit. Și astăzi Dumnezeu e aici și îți vorbește ție. Și îmi vorbește mie și vorbește celor care ascultă acest mesaj pe internet. Nu există om căruia Dumnezeu să nu-i vorbească. Pe înțelesul lui, în felul lui, conform cu nevoia lui. Dar omul are de ales dacă va asculta sau nu acest mesaj. Și a găsit-o Îngerul Domnului. Deci înseamnă că a scanat Îngerul Domnului toată zona și a zis, unde e Agar? Asta e Agar. Mă duc la ea. Am un mesaj de la Dumnezeu pentru ea. Ea crede că Dumnezeu a părăsit-o. Ea crede că nimeni nu o iubește, ea crede că nu contează, ea crede că este victimă, părăsită. Nu e adevărat. Întotdeauna există un înger al lui Dumnezeu care te va căuta și mă va căuta. Dacă eu sunt aici astăzi, este pentru că acest mesager mi-a vorbit mie. Să nu credeți că mie nu mi-a vorbit sau că eu n-am fost în situația ei. Ba da! Dar în momentul ăla, Dumnezeu mi-a vorbit. În momentul ăsta, Dumnezeu îți vorbește ție. Și a spus așa, și a găsit-o Îngerul Domnului la un izvor de apă în pustiu, la izvorul de lângă calea ce duce spre Șur. Și a zis Domnul, Agar! Și ție zice Domnul, Anca, Ionuț, Vasi, Geta, Octavian, Dumnezeu îți vorbește pe nume. Dumnezeu nu ne vorbește la grămadă. Poate fi și așa. Dar Dumnezeu vorbește fiecărui om pe nume. Asta înseamnă pe mine m-a chemat pe nume, pe tine te cheamă pe nume. Dumnezeu îți cunoaște numele tău și Dumnezeu îmi cunoaște numele meu și îmi vorbește mie pe nume și ție pe nume. Acum, noi dacă ne uităm în pasaj, vedem că doar vorbitorul, cel care, naratorul, vorbește despre Agar cu numele Agar. Și Avram și Sara îi spun doar slujnică. Ei nu se adresează ei pe nume Agar, nu vorbesc despre ea Agar. Ei spun doar slujnica mea, slujnica ta, slujnică, slujnică, slujnică. Dar primul lucru când vine îngerul îi spune Agar, slujnica Sarei. Adică identitatea ta e importantă. Numele tău e important, tu ai valoare și ești identificat de Dumnezeu pe nume, conform cu numele tău și povestea ta de viață. Mergem mai departe. La un izvor de apă, în pustiu, la izvorul de lângă calea ce duce spre Șur și a zis Domnul Agar, slujnica Sarai, de unde vii și unde te duci? Cine ești tu? De unde vii tu? Care-i rostul tău? Și unde te duci tu? Spre ce te îndrepți? Lucrurile astea sunt importante. De unde vii? Păi, dar ce contează de unde vin? Că doar trecutul a trecut. Ce mai contează trecutul? De ce le interesează pe Dumnezeu trecutul? O întreabă, de unde vii? Ne-am întâlnit și tu ești Îngerul lui Dumnezeu. Ce mai contează? M-am întâlnit cu Absolutul. Ce mai contează trecutul meu? Uite că contează. Pentru că Îngerul întreabă, de unde vii? Niciodată să nu subestimezi trecutul cuiva. Niciodată. El este important. Niciodată să nu subestimezi trecutul tău. El este extrem de important. E rădăcina ta. Dacă cu trecutul ăla ești împăcat, ai rădăcină puternică. Dacă trecutul ăla te face să simți rușine, vinovăție, amărăciune, furie, frică, orice, rădăcina ta e slabă. Deci înseamnă că ești bătut de vânt încoace și încolo. Și te poate bate vântul în ce direcție vrea el. De asta e atât de important de unde vii, care-i povestea ta.
Și acum psihologul din mine se simte extraordinar. Pentru că eu știu cât de important e trecutul. Până nu ți-l rezolvi, până nu te confrunți cu el, până nu ți-l vindeci, până nu te împași cu el, ești ca o frunză bătută de vânt. Încotro bate vântul, te duci și tu. Și ți este bine cât timp nu bate vântul. Iar aici, în Dobrogea, slavă Domnului că bate vântul de numă. Deci asta înseamnă că avem nevoie de rădăcini puternice. Bun, mergem mai departe. Agar, slușnica Sarai, de unde vii și unde te duci? Iar ea a răspuns, fug de la fața Sarai, stăpâna mea. Cum ar fi să fii sincer? Poate prima dată în viața ta. Cum ar fi chiar să spui de unde vii? Cum ar fi chiar să recunoști de unde vii? Cum ar fi să nu mai spui, sunt bine, cu ghilimele? Pentru că noi asta spunem tot timpul, eu sunt bine, nu ești. Dar ai putea recunoaște lucrul ăsta? Ai putea să spui cu adevărat de unde vii? Ai putea într-adevăr să-ți asumi trecutul de unde vii? Ea a avut acest curaj. Steluță verde pentru Agar. Sau aurie, sau cum vreți voi. I-a spus. Fug, fug. Asta a spus, fug. Wow. Eu ca psiholog știu cât de important e lucrul ăsta. Să spui fug. Și să-ți recunoști tarea, dar ăsta sunt un fugar. Toată viața am fugit. Poate nici n-am știut de ce sau de cine, dar am fugit toată viața. Și liniște n-am găsit niciodată. Ferice de ăla care poate recunoaște acest lucru. Și vai de ăla care ascunde și spune totul bine, când de fapt de desubt e putreziciune la greu. Ferice de ăla care are curajul să spună toată viața am fugit, dar nici n-am știut după ce. Și o agitație și o neliniște continuă a fost în sufletul meu până astăzi. Dar astăzi am curajul să spun că până acum am fugit. Am fugit de fața Sarai, cum spune ea. Adică de abuzatorul meu, de cel care îl vedeam ca un pericol pentru mine. Și aprecieri pentru Agar, pentru faptul că n-a mimat, n-a pozat, n-a negat, n-a pus fața religioasă, n-a zis nimic, niciun clișeu religios, a spus fug. Sunt o fugară. Fug de fața Sarai. Stăpâna mea. Și a numit-o stăpâna ei. Și îngerul Domnului i-a zis iarăși, întoarce-te la stăpâna ta. Acum înțelegi de ce oamenii, și ne situăm și noi, cândva, cumva pe aici, n-ascultă de Dumnezeu? Că nu-i confortabil întotdeauna ce ți se spune. Acum, eu dacă eram în locul lui Agar, știi ce spuneam îngerului? Dacă ești bun, ajută-mă să fac aici o cabană, o căsuță, o ceva și te rog, lasă-mă să-mi trăiesc aici viața liniștită lângă apa asta, că tare îmi place lângă apă. Wow, nu mă trimite înapoi. Eu aș fi vrut să-mi fac o colibă, ceva acolo și acolo să stau liniștită, să aud păsărele, că unde e apă se adună și animăluțe. Și să stau acolo, să mă uit la pești, la păsări. Și chiar dacă era pustiu în jur, acolo era apă. Și îmi făceam acolo o colibă și tare bine mi-ar fi prins să stau acolo. Nu simt nevoia de mulțime. Uneori atât de tare mi-aș dori să stau lângă o apă și acolo să-mi fie cabanuța și să stau acolo. Dar îngerul îi spune, Agar, întoarce-te înapoi. Cum îți pică ție să auzi asta? Întoarce-te înapoi la stăpâna ta, Sarai. Întoarce-te înapoi la trecutul tău. Parcă nu ne pică bine. Parcă am face orice numai să ne ajungem înapoi acolo. De acord cu mine? Când Dumnezeu vorbește omului, nu întotdeauna e confortabil. Îi spune, întoarce-te înapoi. Acum, repet, psihologul din mine știe că ăsta e singurul drum prin care poți să fii liber de trecut. Este singurul drum care te eliberează de trecut. Întoarce-te înapoi. Acum, voi vă aduceți aminte că vorbeam cândva de Moise, de trauma lui Moise? Și ce îi spune Dumnezeu lui Moise de Moise? Nici cum nu vrea să plece. Și se împotrivește până l-a dus pe Dumnezeu la disperare.
Ce îi spune Dumnezeu lui Moise? Dumnezeu lui Moise, ce îi spune? Corect. De câte ori îi spune și de câte ori se împotrivește? Patru. De patru ori îi cere Dumnezeu să se întoarcă, să se ducă la faraon în Egipt. Și Moise de fiecare dată zice, trimite pe altul. Există în noi, în mod nativ, o reacție de a nu ne întoarce înapoi. Și eu, uneori, pur și simplu observ. Fiecare client care vine, cât de tare se împotrivește să se întoarcă înapoi. Deci, creativitatea umană este fără margini. Cât de tare se împotrivește fiecare. Deci, nu pot, aș putea scrie cărți despre asta. Ce mecanism are fiecare de a se împotrivi să se întoarcă acolo? Fiecare, nu există unul să nu vină cu așa ceva. Convins fiecare, aia a trecut, aia a fost de mult, aia nu m-a afectat, aia nu mă mai interesează. Nu mai simt asta de fiecare dată. Nu simt să mă întorc înapoi. Da, dacă omul nu simte. Cum era să zică și Agar? Păi da, eu nu simt să mă întorc înapoi. Dar cine simte să se întoarcă? Există vreun om să simte să se întoarcă înapoi? Niciunul. Fiecare om zice, da, eu nu mai simt să mă întorc acolo. Gata, am terminat povestea. Și o clientă de-a mea vine înapoi, după ce i-am dat tema de casă, să se întoarcă la Sarai și îmi spune, e prea greu. Mie nu-mi vine să mă duc acolo înapoi, să mai mă aduc aminte, nu știu ce. Deci, îmi dați altă temă? Există altă cale? Aduceți-vă aminte că Iosif a trebuit să se întâlnească cu frații lui. Aduceți-vă aminte că Ilie a trebuit să se întoarcă la Ahab, să dea față în față, să dea nas cu Ahab. Ahab căuta să-l omoare. Faraon căuta să-l omoare pe Moise. Și cu toate astea, Dumnezeu îi spune, întoarce-te înapoi. Sarai o abuza pe Agar și Dumnezeu îi spune, întoarce-te înapoi. Deci există aici un principiu. Până nu te întorci înapoi la faraonul tău, să te întâlnești cu el, să dai nas în nas cu el și să te împaci cu el, nu ești liber niciodată, ești un fugar toată viața ta. Toată viața ta fugi. Nici tu nu știi de ce, dar fugi. Până nu te întorci înapoi la trecutul tău și până nu te împaci cu fiecare situație și fiecare om și fiecare întâmplare, nu ești liber niciodată. Poți să spui rugăciuni, poți să citești din Biblie, poți să vii la biserică, poți să faci câte vrei tu, să te botezi nu știu câte, de câte ori dacă vrei. Nu merge. Nu există scurtătură. Aduceți-vă aminte că Iisus s-a întors în Nazaret. Când el era deja în lucrare, deja făcea semne și minuni și s-a întors în Nazaret, în locul din care venea el, în care a crescut el. Cum a fost primit acolo? Cu respingere, încât au vrut să-l omoare, să-l împingă de pe creasta dealului și să meargă în prăpastie. Și totuși, Iisus s-a întors în Nazaret. Și-a dat față în față, a stat față în față cu oamenii ăia. Oare de ce credem că noi putem păcăli chestia asta? De ce ne imaginăm că noi putem sări peste chestia asta? Și că la noi există o scurtătură. Nu există. Fiecare din noi trebuie să se întâlnească cu trecutul lui, cu situațiile din viața lui, cu traumele pe care le-a trăit cândva, cu abuzurile pe care le-a trăit cândva. Până nu te împaci cu lucrurile astea, ele tot timpul te vor ține într-o stare de agitație și neliniște. Fug de la fața Sarai, stăpâna mea, și îngerul Domnului a zis iarăși, întoarce-te la stăpâna ta și te supune sub mâna ei. Apoi a mai zis îngerul Domnului, voi înmulți pe urmașii tăi foarte tare, încât nu se vor putea număra din pricina mulțimii. Iată, tu ești însărcinată, zice îngerul Domnului, și vei naște un fiu și vei pune numele Ismael, pentru că a auzit Domnul suferința ta. Ce frumos! A auzit Domnul suferința ta.
dar ca Domnul să audă, ce trebuia să se întâmple înainte? Cum? A recunoscut că? Că fuge. Deci a existat o plângere, o strigare, o mâhnire, o durere exprimată. Dacă Dumnezeu a auzit, înseamnă că Sara, Agar a strigat, a plâns, a mărturisit, a exprimat. Până nu-ți exprimi durerea și o lași acolo blocată înăuntru, ea se va ține după tine, oriunde te duci tu. Aici e un principiu, și anume, a auzit Domnul suferința ta. I-ai vorbit lui Dumnezeu despre suferința ta? I-ai vorbit lui Dumnezeu despre trecutul tău? I-ai vorbit lui Dumnezeu despre părinții tăi, despre traumele tale, despre lucrurile prin care ai trecut? Pentru că altfel lucrurile alea se țin după tine. Aici este un principiu psihologic universal valabil. Până suferința aia nu o exprimi, nu te confrunți cu ea, nu o pui în cuvinte, nu o scrii, nu o vorbești, nu o plângi, ea va rămâne blocată în interiorul tău și va fi un zid între tine și viață, între tine și Dumnezeu, între tine și oameni, între tine și tine. Tu nu poți fi liber cu tine însuți câtă vreme această suferință rămâne blocată în interior. Găsește modalitatea ta de a-ți exprima durerea. Voi înmulți pe urmașii tăi foarte tare. Adică îi face o promisiune glorioasă aici. Așa cum Avram a primit o promisiune că urmașul lui, adică Isaac, care îi se va naște din Sara, va deveni un neam mare, aceeași promisiune primește și Agar. Cel care se va naște din ea va fi un neam mare. Ales va fi Isaac. Dar și Ismael este binecuvântat. De ce? Pentru că Agar ascultă. Face ceea ce omul normal n-ar face. Să se întoarcă înapoi. Credincioșia, ascultarea, confruntarea cu realitatea întotdeauna are răsplată. Ferice de cel care înțelege lucrurile astea. Ferice de cel care are urechi să audă și le pune în practică. Pentru că omul ăla e liber și binecuvântat de Dumnezeu. Celălalt va considera că Dumnezeu l-a închis, cum zicea Sarai. Dumnezeu m-a închis. Nu te-a închis Dumnezeu nici pe tine, nici pe mine. Noi singuri ne închidem, neascultând vocea lui Dumnezeu. Întoarce-te la stăpâna ta și te supune sub mâna ei. Apoi a mai zis îngerul Domnului, voi mulți pe urmașii tăi foarte tare, încât nu se vor putea număra din pricina mulțimii. Iată, tu ești însărcinată, îi zice îngerul Domnului, și vei naște un fiu și vei pune numele Ismael, pentru că a auzit Domnul suferința ta. Întoarce-te la stăpâna ta și te supune sub mâna ei. Dumnezeu nu vrea abuzul, clar, pentru nimeni. Cu toate astea, El există. Noi am fi vrut, și Agar ar fi vrut, ca într-un mod magic, orice abuz să se oprească acolo, orice nedreptate să se oprească în momentul ăla. Și de acolo începând, viața lui Agar să fie protejată de orice rău, de orice necaz, de orice abuz, de orice nedreptate. A fost așa? Nu! Nu! Dacă citim povestea mai departe, n-a fost viața ușoară nici de acolo mai departe. Noi am vrea, după ce ne întâlnim cu Dumnezeu, sau așa ne gândim, că ceva, un glob magic se pune peste noi și suntem protejați de orice nedreptate pe lumea asta de acum înainte. Se întâmplă așa? Nu. Viața rămâne nedreaptă. Asta e o realitate. Nu poți să spui că am găsit formula prin care totul e corect, drept și bine de acum înainte. N-a găsit-o nimeni. Numai în cer, când suntem cu Dumnezeu, e totul perfect. Aici, lucrurile sunt așa cum sunt. Agar s-a întors la Sarai, dar n-a fost totul perfect. Tu te vei întoarce dacă vrei și vei asculta de Dumnezeu dacă îți vei dori lucrul ăsta. Dar nu va fi totul perfect. Și Biblia nu-ți promite că va fi totul perfect. Dar promisiunea făcută că ea va naște un copil, că acel copil va fi binecuvântat și va fi un neam mare,
a fost îndeplinită, indiferent de prin câte greutăți a trecut. Promisiunea care Dumnezeu ți-o dă ție și mie este ascultată și îndeplinită. Și asta e minunat. În ciuda tuturor intemperiilor, nedreptăților, abuzurilor care sunt în lumea asta, rămâne promisiunea lui Dumnezeu că sunteți binecuvântați. Că dacă ne încredem în El, suntem binecuvântați. Asta rămâne. E glorios. Câtă vreme un om își pune nădejdea în Dumnezeu și urmează drumul pe care Dumnezeu îl arată, va fi binecuvântat. Va fi totul corect, totul drept, totul perfect? Nu. Dar binecuvântarea va rămâne peste acel om ca să poată trece cu bine prin toate. Asta este extraordinar. Acela, adică Ismael, acela va fi ca un asin sălbatic între oameni. Mâinile lui vor fi asupra tuturor și mâinile tuturor asupra lui. Dar el va sta dârz în fața tuturor fraților lui. Și-a numit Agar pe Domnul, cel ce-i grăise cu numele acesta, Ata Elroi, care se tâlcuiește, tu ești Dumnezeu atotvăzător. Căci, zicea ea, n-am văzut eu oare în față pe cel ce m-a văzut? Dumnezeu știm că este atotvăzătorul, da? Spune și în crezul creștin, Dumnezeu atotvăzătorul, creatorul cerului și al pământului, da? Cel care a creat toate. Aici, Agar face o diferență. Una este să fie Dumnezeu atotvăzătorul a tuturor și alta este să te vadă pe tine. Dintr-o dată, Dumnezeu nu mai vede pe toată lumea, Dumnezeu mă vede pe mine. Dumnezeu nu mai știe tot, Dumnezeu mă știe pe mine. Dumnezeu nu mai este al tuturor, Dumnezeu este al meu. Îl fac pe Dumnezeu al meu. Asta e diferența. În momentul în care Dumnezeu nu mai este al tuturor, ci e al tău, asta schimbă tot. Atunci te poți întoarce la Sarai. Atunci poți, într-adevăr, să experimentezi că nu mai ești victimă. Aici se vede diferența. Agar se întoarce înapoi, dar nu mai e victimă. Nu mai e nici abuzator. Nu mai e nici salvator. Dar cine e Agar acum? Cea care l-a văzut pe Dumnezeu. Cea care a fost văzută de Dumnezeu și cea care l-a văzut pe Dumnezeu. Cea care acum avea Dumnezeu. Wow! Altă poziție. Cu totul și cu totul altă poziție. Cum poți să te întorci la abuzator și să nu mai fii victimă? Întrebare. Cum poți să te întorci la abuzator și să nu mai fii victimă? V-ați gândit la lucrul ăsta? Ea trebuia să se întoarcă la abuzator. Cum putea să facă lucrul ăsta fără să mai fie victimă? Iertând? În primul rând, eliberează-te de abuzatorul din tine. Primul abuzator nu e niciodată Sarai, Avram sau lumea asta. Primul abuzator ești tu însuți. Când tu te-ai eliberat de partea aia din tine care te sabota sistematic, nu te mai poate sabota nimeni. Când tu te-ai eliberat de abuzatorul din tine pentru că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu te mai poate abuza nimeni. Pentru că numai dacă abuzatorul din fața ta face conexiune cu abuzatorul din interiorul tău și cei doi fac legătură, tu ești traumatizat. Altfel nu poți fi ca adult. Pentru că totul rămâne în afara ta. Nu poate intra înăuntru tău decât ceea ce are parolă. Parola înseamnă abuzatorul din fața mea și abuzatorul dinăuntru meu, adică eu însumi, cei doi își dau mâna. Când cei doi își dau mâna, trauma are loc. Pentru că eu știu despre mine ceea ce și abuzatorul știe, că nu merit nimic. În momentul în care are loc conexiunea asta, în momentul ăla ești pus la pământ. Pentru că ceva din afara ta s-a întâlnit cu ceva din interiorul tău. În momentul ăla ești pus la pământ. Când tu te-ai eliberat de abuzatorul din tine, nimeni nu te mai poate abuza. Pentru că tu știi cine ești. Pentru că tu știi care e identitatea ta, care e valoarea ta, care e puterea ta. Tu știi că Dumnezeu acum trăiește în tine. Când trăiește Dumnezeu în tine, îți cunoști identitatea, poziția, valoarea și cine ești tu cu adevărat. Te duci înapoi la Sarai, dar de pe altă poziție. Moise s-a dus la faraon
dar de pe o altă poziție. Iisus s-a întors în Nazaret, dar de pe o altă poziție. Nu mai era copilul micuț de altă dată. Era acum profet și a trecut printre ei fără să-i poată face nimeni nimic. Când Ilie s-a întâlnit cu Ahab, când Iosif s-a întâlnit cu frații lui, nimeni n-a mai putut ăstora să le facă nimic. De ce? Pentru că erau pe altă poziție. Chemarea ta este să te pui pe altă poziție, în care nu mai ești nici abuzator, nu mai ești nici salvator patologic, nu mai ești nici victimă, ești copilul lui Dumnezeu. Și îl ai pe Hristos înăuntru tău. Mergem mai departe, că nu mai avem timp. Numai două minute, atât. Deci, și a numit Agar pe Domnul cel ce grăise cu numele acesta, Ata El Roi, care se tâlcuiește, tu ești Dumnezeu atot văzător, căci zicea ea, n-am văzut eu oare în față pe cel ce m-a văzut? De aceea, și aici o să încheiem, de aceea se numește fântâna aceea Ber Lahai Roi. Cine numește fântâna aceea? Altcineva. Agar, Dumnezeu, altcineva. Citesc mai departe. De aceea se numește fântâna aceea Ber Lahai Roi, care se tâlcuiește izvorul celui viu care m-a văzut și se află între Cades și Bared. Iisus. Comunitatea. Acolo locuiau oameni. Oamenii din comunitatea aia au numit. Locul ăla l-au numit, de aceea se numește fântâna. E numită de comunitate fântâna. Nu era numită de ea. Că ea putea să zic, eu mă duc, dar trebuia toată comunitatea să numească locul ăla. Și l-a numit Ber Lahai Roi. Toată comunitatea, tot satul, tot tribul, au numit fântâna aia Ber Lahai Roi, care se tâlcuiește izvorul celui viu care m-a văzut. Păi cum a ajuns comunitatea să numească apa aia Ber Lahai Roi? Cum a ajuns comunitatea să o numească așa? A vorbit Agar. Agar s-a întors înapoi și a spus, oameni buni, să vă spun ceva. Eu m-am întâlnit cu Dumnezeu și a început să le spună. Ei, în momentul în care i-a spus, toți au rămas cu gura căscată și se uitau la ea. Și au validat experiența și au zis, da, de acum apa asta se numește izvorul celui viu care m-a văzut. Wow! Ai nevoie de comunitate care să-ți valideze experiența cu Dumnezeu. Nu e destul că stai singur acasă și te rogi. Nu, 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 nu. Comunitatea i-a validat experiența. După aia, Avram, când ea naște, cum îi pune numele copilului? Ismael, dar de unde știa el să-i pună numele Ismael? Pentru că i-a spus, m-am întâlnit cu îngerul, mi-a spus asta, asta și asta. Copilul se va numi Ismael. Avram, când s-a născut copilul, i-a pus nume Ismael. Deci i-a validat experiența. Tu ai nevoie să-ți fie validată experiența. Tu ai nevoie să te implici în comunitate, tu ai nevoie să-ți pui povestea. Dar acum e altă poveste. Nu mai e povestea unei victime. Acum e povestea unei femei care s-a întâlnit cu Dumnezeu. Altă poziție. Încep lucrurile să se miște, dar într-o altă direcție. Ea are o identitate nouă. Ea își spune noua poveste tuturor acum. Aduceți-vă aminte de femeia din Samar și încheie aici. Ce a făcut ea după ce s-a întâlnit cu Iisus? La tot satul. Uite un proroc care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este el Mesia pe care îl așteptăm. Și tot satul a venit la Iisus și toți au fost mântuiți. Deschideți gura și vorbește. Spune despre binele pe care Dumnezeu ți l-a făcut. Spune despre noua poveste pe care o trăiești cu Dumnezeu. Deschideți gura și vorbește. Nu-ți fie rușine să spui cine-i Dumnezeu pentru tine. Ce a făcut pentru tine. Ce bine ți-a făcut. Nu te sfii, pentru că oamenii din lume care vorbesc urât, ăia nu se sfie să vorbească urât de Dumnezeu. Tu de ce te sfiești să spui de Dumnezeu ce bine ți-a făcut? Deschide-ți gura și vorbește. Ea a spus tuturor, eu m-am întâlnit cu Dumnezeu. De aia locul ăla s-a numit așa, pentru că ea a vorbit.
și vă doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi și fie ca trauma fiecăruia dintre noi să se întâlne, să ne întâlnim acolo cu Dumnezeu și să fie pentru noi Dumnezeu cel care ne vede și Dumnezeu cel pe care noi îl vedem și îl cunoaștem. Mulțumesc!